Dincolo de promovarea mersului pe bicicletă ca un lucru benefic pentru sănătate, tinerii craioveni vor să motiveze cât mai multe persoane să adopte bicicleta ca mijloc de transport la locul de muncă. Ar scăpa astfel de nervii la volan cauzați de aglomerația din trafic sau de grija găsirii unui loc de parcare. Care ar fi mesajul pe care vreți să-l transmit? Să avem piste de biciclete și să mergem cât mai des cu bicicletele, nu numai în parc, ci și în oraș. Merg cam de 3 ori pe săptămână la servici cu bicicleta. Încercăm să susținem cât mai mult mersul ăsta eco în municipiul Craiova. Sunt medic și sunt sedentar, ca orice medic, și atunci promovez și mi-a plăcut foarte mult acțiunea de a merge pe biciclete, de a respira aer curat, de a face mișcare. Dispare stresul cotidian, pentru că una este să ajungi cu bicicleta prin oraș și alta este să mergi cu un alt mijloc de transport. În al doilea rând, trebuie să învățăm să respectăm o pasiune, un hobby, a celor care utilizează bicicleta ca mijloc de transport, nu mai este un lux, este o necesitate. Și în al doilea rând trebuie să privim ca pe o motivație personală de a uita de probleme cotidiene, de a da burta jos, de a fi mai sportivi. În Craiova, proiectul Business pe bicicletă este la prima ediție.